Vrei și tu urmăritor sau ce vrei? Nu vreau pe Radu, stai liniștită, că nu-mi trebuie el Radu. Că nu-mi trebuie el Radu. Te întrebam. Sau am urmăritorii mei când o să fie. Vezi că am făcut scandal cu brațe de oțel. Ți-am zis că ești un exemplu penibil și prost pentru că accepti toate înjosirile și penibilitățile pe care ți le face omul ăsta doar pentru niște urmăritori. Nu, vorbeam cu fantoma ta. Păi nu zi, a, că nu, bă, ți-am zis că mie nu-mi pasă de imaginea voastră, voi vă creați. Văd că-ți pasă, văd că-ți pasă, că te prea bagi. Păi dacă te-am pupat, îți dai seama că-mi pasă. Nu m-ai pupat, ai vrut să mă pup. Da-ți de gură, da. Lasă-l, Adelina, da-mă, Adelina. Ce ciudă. De asta o zis, cine ce-o zis? Lasă. Vezi că te întreci, asumă-ți niște chestii. Adelina, atâta timp că nu ai putut să-ți asumi niște chestii pe care le-ai primit din partea lui Radu, nu m-aș aștepta să-ți asumi ceea ce s-a întâmplat ieri, despre ce vorbim. Deci tura viitoare, dacă vii la mine, îți jur că da, cu ce apuc, să ori te între ochi. Mă învinețit la mână! Te minte, cât poți să minți cât pe mai cât poți să mai minți. Ce confruntare să am eu cu un copilaș? Eu nu, serios. Eu sunt ești găină în viața mea. Nu asta am cum. Săturat pur și simplu de povestea Adelina și Radu, pentru că e o poveste inventată, nu e ceva real. Adelina e fata strategică, Adriana e fata de care îmi place și Antonia nu ar zice nu. Pare rău că te iubește? Da. Încă te iubește? Da. Vă voi spune cine sunt cele mai votate trei fete în ordine aleatorie. Votați trei băieți, tot în ordine aleatorie. Despre ce vorbim? Despre ce vorbim? Asumă-ți! Asumă-ți niște chestii! Ce nu vrei? E fix problema voastră! Dacă stai să vezi exact că am văzut... Uimește-mă, Alexandru! Fără să vreau, am văzut o conversație între tine și între cineva. Eram în spate, în microbuz, în spatele cuiva și am văzut un mesaj de la tine care scria: frate, nu, chiar n-am pupat-o pe Adelina și ăsta se ia de mine degeaba, sunt în cameră cu nu știu... O să mă duc în cameră cu nu știu cine și nu știu cine și... Iar te rog să te rog. Zi cine era? Era Ile, era în fața mea. Na. Ile! Era Ile. Vino că nu pot. Îmi cer scuze că nu e că m-am uitat, era în fața mea. Bă, gata, bă, câine! Erai în fața mea în microbus și am văzut mesaj în care Alex ți-a scris că nu m-a pupat pe Instagram. Greșesc eu cu ceva? Erai în fața mea și am văzut, păi fără să vreau. Păi mi-a scris că nu te-a pupat! Ce-ți spuse că m-a pupat? Cum pui, te poftim? Ia-o aici, Alex! Spuse-l în fața... Acum ai spuse-l, Radu, că da, hai și să-mi asum eu! Hai dincolo! Nu-i închis! Nu-i închis! Că nu l-am pedapsă! Unde e Alex? Ia-ți mă duc și să văd ce... E închis, e închis. Ce închis? Ba e închis, a închis ușa, că a vrut să... Ce v- e? Păi mor, uite, aseară m-am uitat și la episodul mea de aseară pe YouTube. Uite, la mine că toată lumea știe. Nu mai e ceva nou. Ce e într-o zi... Hai să vezi, nu mă interesează nimic. Vine, Ileanu, și zi. Nu știu de ce minți? M-am ucimurit. Deci, în primul rând... Bine să vorbesc cu tine, că nu vorbesc. Eu eram în spatele. Nu urla, stai. Păi lasă-mă să vorbesc ce am văzut cu ea. Am văzut un telefon cu ei. Nu vorbesc cu ea. Aia berează. Ia-o prin spate. Vine după mine. Ia-o prin spate. Antonia, nu vorbesc cu ea, că știi cum îmi faceți loc. Ce drog, ia un loc aici. Ia-ți-mă tu care a fost treaba. Știi cum face? Face telefonul cu rochiri. Ce s-a înlăpat? Hai, Ios, care a fost faza? Ce am zis eu de asta? Da, cuvânt cu că cuvânt. Place de ea. Dacă a fi în ceva, spune cuvânt cu cuvânt. Că nu-ți place de ea. Alex a pupat-o pe Adelina și am zis nu. Am ieșit, știi că am ieșit la domnșoara Cristina și am zis nu, nu m-a pupat, a vrut să mă pupe, dar m-am tras. Și apoi a apărut Radu. Azi,
zis că... De ce minți? Mă, dar de ce ai spus fetei astea care a fost martoră și știe că nu m-ai pupat? De ce ai spus că nu m-ai pupat și acum minți că m-ai pupat? Asta te întreb. Femeia lui Dumnezeu, cu ea am vorbit ce am vorbit și azi... El a venit și a primat chestia asta. El a zis că nu... De ce... Toți concurenții la casele lor. Voi de ce vă spun? Păi nu că el pregătește pe neftele, Adriana. Și mă gâțați afoare acum. Da, că s-a supețat afoare mai acasă. Hai, Radu, aștept o pedeapsă, probabil, că-i plac pe defi. Ok, du-te. Du-te tu la casa ta. Zici că ești teleghidat. Du-te, du-te. Hai, vorbi când trebuia să taci. Hai, mai vorbește, zi. Zi urecheatele, zi ca să te aud. Vrei atenția, vezi? Iar vrei atenția mea. Aleo, Madaline! Îți cam face de mine, cred. Și de-aia ne ține pe la distanță de mine, nu? Că îți place ție de mine, cred. Deja asta încep să cred. Ia uite-și pe aia. Uite, fă-i în bucătărie cu aia, nu pe aici. Ești, mă, hai. Bă, dar... Madalin, du-te, mă, du-te, mă, lasă-l și tu să plece! Tu vrei doar să stai să-mi tărâți lumea așa? Iar te leg, iar te... Timp să stau și poate plec. E pe de-a... Hai! Hai, Madalin! Mă, dar du-te odată! Lasă-l că stăm până mâine aici, nu-i mâine. Hai, eu mă duc, eu nu stau. Păi da, hai, în același timp. Ai venit să mă iei. Bă, dar cine ești tu, mă? Băi, Cupidon. Power. Mă doare undeva. Pe mine de la... Hai, ieși. Hai, ieși. Vezi că s-a blurat, ieși, nu s-a auzit, vezi? Papagal. Măcar dacă jinește cu cap băiatul meu, da? Hai, și asta să fac și eu. Crea asta aia de Cocoșescu. Ți-era frică că te ard? Ți-era frică că te ard? Aici ai tupeu, normal. Aici ai tupeu. Dar te rog eu, mule tot. Hai să vorbim și afară dacă ai tupeu. Haide, haide, că afară tu fugi de mine. Eu vin la tine. Eu fug de tine afară. Radu! Radu! Tu fugi de mine. Ia. Îți iei pedeapsă. 1,20 m. Un metru 20. Hai, ieși. Ia uite, las-o brațul. Hai, că miroși urât, ieși. Ia. Nu, că eu vreau să mai stau aici, na. Hai, mă, ieși. Hai, mă, frate. Eu, mă? Eu le iau pe ăsta. Hai, intre și poate vin și eu. Mă mai gândesc. Vrea să vină, intri înăuntru și când trebuie, dai pedeapsă. Trebuie să stai după el. Băi, că-s vii ăștia, mă? Tu mai pe mine ca asta. Băi, ți-am mai zis personal. Hai, ieși. Fix, gama. Da, ieși. Te trimite televizorul pe... Nu, caracter, personalitate, atitudine. Eu nu-mi dau valoare un P. Frate, ăsta trebuie să-ți de la... Tot da, hai, da? Acasă, ieși. Nu? Hai, parpalache, du-te. Papagal mic. Ieși. Păi nu... Ieși. Iau-te și pe ăla, că trebuie să știi. Ușa, hai de frate, exit, hai, exit. Nu faci ce vrea. Bă, ori pe acolo, ori pe aici. Eu pe același lucru cu tine nu merg. Vin cu tine. Nu, mersi, n-am nevoie de bodyguard. Bă, Radu, dar vezi? Lasă-mi te folosești deja. Vezi? Vii unde vin eu. Gata, mai terminat-o! Mergi în față ca să nu fie un pericol pentru mine. Dar de ce ești așa supărat? Gata! Haide, Radu, te rog frumos, dar mai fă așa ceva, haide! Și tu pe bune să te scrii. Dar nu dau mâni el, am dat în el. Ce faci? Dar și tu îți zici, șefule, sau ce-i zici? Ce să dai tu mine, mă? Se vorbește, frate. Regulamentul e pentru toată lumea. Da, dar nu trebuie să-i zic așa, frate, că putea și el face la fel. Ai băiatul locul lui, poate dacă zicea frumos, el pleca. Dacă niciodată frumos, sincer. Frate, dacă apare pe televizor să plece toată lumea, să plece. Hai, mai stai câteva secunde, că eu nu vreau să plec, pe cine? Plec cu ei. Doșara că se l-a certat mereu când nu fac, că nu ia. Frate, dacă ești lider suprema, să te faci, să duci toți concurenții la ea acasă când... Da, da, să nu-i jignească. Săriți toți cu el că vă gândiți că Mădălin pleacă acasă, aia faceți acum. Ce-i, mă, că săriți toți că băi, gândul vostru e că, frunză, a, lasă că-l votăm și că pleacă acasă, aia. Ce ai, mă, căpiatule, mă, ce ai, mă, țărâi? Da, aia s-ar... Hai, mă, dau eu, dată la urmă, în care nu te plati nimic, cum arăți, mă, dar nu poți să mă iau de tine, mă, aia zic. Băi, când arăți ca tine, tu te uiți la tine, tu vezi, băi, belciugatule, nu vezi? Ce ai da? M-ai văzut tu? Da, și ce? Ți s-a făcut pofte sau ce? Că văd că te dai de gol, vezi? Îți placă inii cum vin după mine? Ce un palac mic! Dar de ce fugi mereu de la luptă? De ce fugi? Stai aici și vorbești dacă ești. O să beau apă. Ești. Joci pumnul cum
știu puternic. Că, știu că trebuia flower să power, cum ești tu. Știu că da, trebuia să-mi aduci tu apa, dar hai că mi-am luat-o singură. Cum să te arunc cu apa, Doamne ferește, Doamne? Dar nu, că nu te văd de fierbântat. Să-mi dai apa. Auzi, Radu! E vorba că nu cred că o să mai ai foarte multe cecuri. Radu! Și nu o să mai ai din ce să-ți plătești psihologul. Și așa am zis că mă ofer eu să-ți fiu psiholog, drăguț. Uite cum i-a... Păi, dar uite-te la tine când arăți. Uite-te, uite-te la tine cum arăți. Da, cum arăt eu, iau-te. Și ești dat de pomană, pe bun. Adriana, iată-te. Radu! Adriana se pune în ochiul așa. Te ridici? Atitudine. Păi dacă să... Nu, ridică-te, ca să te vezi și tu. Uite cum arăți mie. Băi, frate, cum arăți mie? Ăsta nu mai lângă mine. Păi da, mă, dar ăla se pune. Nu mai interesează, i-a zis odată să se ducă acasă de ori de ori. Dacă nu a vrut, nu trebuie să-l înjure, frate. Păi ai o limită și tu ca om. Oricine, altcineva. Ai o limită ca om. Dar nu mă interesează și eu am o limită. Poate mă, dacă apare pe televizor toți concurenții la casele lor, înseamnă pleci acasă. Tu ești obișnuită să te înjure, să te jignească. Uite că eu nu sunt. Văd că de-aia râs și tu cu el când se joacă cu tine. Ce ai, mă? Așa, săriți pentru el toți, mă. Îmi pare rău, de-aia ta și de-aia ta. Nu, dar vorbesc în general și tu te apuci și țipi. Ok, atunci îmi dau și-o cu părerea. Înțeleg ce te-a deranjat. Îl vrei pe Modelin? Nu, atunci ce ți deranjează? Eu vorbeam de Modelin. Uitați-vă. Păi eu vorbeam de Modelin, de ce te bași? Laper, că laper, inutil. De ce te bași, că nu laper? Putea să fie oricine altcineva. Da, dacă apare pe televizor toți concurenții, înseamnă toți concurenții. Mă dă-mi nu mă mă era și alții. Cine mai era? Din colo, mă țipi în urechi. Doamne, crește, m-am săturat. Du-te în colo. Doamne, am devenit, Doamne. Deci cred că eu aici țipi în urechi. Du-te în colo. Zi, Gianna, gata că ești plictisitor, te bași și strici. Spune, Gianna, zic că el te ascultă cu toate urechile. Nu mai vreau să mai zic nimic, pa. Zic că se băga asta. Zi-mă o dată. Am spune zis, ce am greșit. Spune că ai jignit, vrei să promazi pe toată lumea, inclusiv la noi, închizi ușa de la noi. De ce tot vii și închizi ușa? Pentru că nu trebuie să vină intruși când scrie clar pe televizor că nu mai au voie să. Care trebuie să comanzi? Tu comanzi acasă, în partea aia, înțeleg. Comand peste tot că sunt lider suprem și mă înseamnă cam un pic mai multe atribuții decât voi. Pe Mădălin ai spus de trei ori să se ducă acasă. Ok, am înțeles, n-a vrut să se ducă. Ok, de acord cu tine. Păi dar nu e pe tarlaua lui să facă ce vrea. Eu fac ce vreau, unde vreau. Hai, eu de tură. Mie nu comandă nimeni. Nu face nimeni ce vrea aici, înțelegi? Ele de tură. Permit eu. A venit paznic, am și bodyguard mai nou. Paznicul meu. Paznic, da, să știi. Paznicul meu. Cum acceptă oamenii ăia să jignește? Pe care oameni, mă? Care oameni? Toată lumea pe care... Toată majoritatea... Vezi că ți-a târnă burta aici, Gianina! Gianina, vezi că ți-a târnă slana pe partea aia dreaptă. Așa e, că atunci când se simte în colții, jignește. Uite, uite și tu partea asta încearcă... Ce vrea? Nici ce ceva... Este problema ta! Încearcă să te explică ceva și tu te-a târnă slana. Să te luăm de Crăciun, să te tăiem. Deci am observat, dacă cineva îți spune ceva și nu-ți convine, încep să ataci. Eu? Cu ce am atacat, Gianina? Ești josnic. Cu ce am greșit că eu? Născut. Că l-am luat pe omul ăsta din casă când stăca pe telefon. Cu ce l-ai luat? Că l-ai jignit în toate felurile. Eu? Pă pleacă ăsta? Unde te uiți, Radule? Puteai să aibă orice altceva acolo, te uiți tu. Păi avea trandafir, mă. Păi și ce? Dar ce am zis? Dar ce am zis? Vezi, Radu? Că dacă ofereai și așa la fete trandafirile, puteai... Dar care e problema? Care e problema, Larisa? Am văzut trandafirul meu. Mi-a ieșit în evidență. Mi-a ieșit în evidență, n-am făcut nimic rău. Ce-am făcut? Te-am văzut ochii cum fugeau în sânii ei. Vezi că mă uitam, la Gianina, nu mă uitam la Adriana niciodată. Vezi că te-ai uitat acolo unde nu trebuie. Se vedeau ochii tăi cum te uitai, deci privirea ta era așa. Dar nu neapărat ochii, erau și barele pe aici. Era, da, altceva în afară să băgați vrăjeală. Mai știți voi? Dar nu m-am uitat. Altceva. Bălea, bălea. În primul rând era cadrul mai devreme cu... Uitam la Adelina. Hai că te uitam la Adelina. Da, nu la... Ăla se-a pus trandafirul? E rău de tot. Gianina. Ce? Și minciuni zici că a fost actuală. A fost. A fost actuală, da, au fost camerele de pe noi. Se vedea că-ți place. Deci tura viitoare, dacă vii la mine, îți jur că... Așa, cu ce apuc, așa, bravo, cum ce-am zis. Orice între ochi, ca să-ți vezi, ca să-ți înveți tu mine, să nu te mai apropii niciodată. Mie îmi place să faci asta, dar între ochi, nu în gură, că nu-mi place în gură. Ești...
necitit, ești un necitit aberez. Eu nu am auzit. Toată lumea a văzut și au fost camere și la baie, de asta am fugit. Au fost camere la baie. Într-adevăr. Au fost camere la baie. Și el insistă că acum ea moare. Nu te-ai jucat cu ea, că nu te-a vis să dai în ea, că eu te-a jucat cu tine asta, te-a plăcut, nu mai râde. Nu mai râde și nu mai mic. Ce, Larisa? Fata fugea de tine. Mă uitam la trandafir, Larisa, mă uitam la trandafir în primul rând, în al doilea rând ți-am spus, într-adevăr, fugea de mine, fugea de mine, într-adevăr, dar îi plăcea, asta vreau să spun. Tu îi plăcea, dar nu bun la... Te-ai zgâriată pe mâini. Toată lumea, toată casa acolo a văzut, ăsta-i... A zgâriat-o Alexandru când a vrut să-l ia de mână. Nu eu, că n-am unghii, mi le-am tăiat. L-a luat de mână. M-ai luat de mână și uite ce mi-ai făcut. Zgrieturile. M-ai învinețit la mână. Ce minte, cât poți să minți pe mine. Dar tu cât poți să mai minți? Și aia, să trăiască șeful! Șeful Larisa! Data viitoare, suport consecințele și jur că o să-ți fac ceva. Jur, promit. Și așteptăm data viitoare. Ai cuvântul meu d'onoare, că o să-mi asum eu consecințele tale, doar să nu fii supărată. Ai, ce drăguț. Ca să vezi ce drăguț sunt. O să-mi asum eu consecințele tale. Am fost plinuță și prima dată, am respectat, am zis, băi, hai să, na, totuși. După aia, o să vezi. Promit. Parcă o lămurisezi, nu? Da. Parcă nu mai aveai voie să zici bună. Da, că eu sunt... Păi nu, că până acum... Vrei să devii avocata mea, te rog, Adriana. Păi nici ea nu e în lesă. Eu aș vrea să fii... Aș vrea să fii avocata mea, că efectiv mă doare în gât și nu mai știu cât să vreau. Vrei să ții la firul la dans? Da. Vrei? Vezi că... Dar la firul mă zi eu. Păi nu, mă, Adriana, că nu a reușit. Dar nu uite, ce mă, că și-o mă uit la... Te-ai dai seama, da, nu mă uit, alo, silicone, te-mi plac și mie, îi plac. Bună, și lui și vouă, că și vouă vă plac. Dacă ar fi să alegi, ideea de... Să aleg pe ce? Ca iubită? Da. Aia, ca iubită Adelina, clar. Dar ca... Ca amantă. Ca amantă pe Antonia. Pe Antonia? Da. Și Adriana? Ce are? Amanta 2. Când nu vine Antonia, o iau, o chem pe Adriana. Mm-hmm. Adică o Havel, de unde? El ar vrea cu toate... Oricum Adelina nu-i zice. E, hai, nu exagera, că nu i-ar conveni să audă chestiile astea. Nu-i conveni, dar tace. Păi, n-are cum să tacă, dar nu am zis nimic deplasat acum. Mai pus să aleg ca amantă. Și ca amantă alegeam Antonia dacă era, dar nu o aleg ca iubită. Contează cine are și ca iubită. De ce e pe primul loc? Adelina e pe primul loc, ca iubită, după aia vine Antonia. Și dacă te aude Antonia. A? Și Antonia chiar vrea să fie pe primul loc și acum nu o să mai fie ca iubită. Să lupte dacă vrea. Dar avea loc pe primul loc. Eu i-am zis că îți place luptă, dacă nu îți place. Ar avea loc să fie pe primul loc acolo. Dar asta nu știu. Așa. Nu se știe niciodată. Poate da, poate nu. Am auzit cu urechile mele. Da, dar nu eram serios. Nu. No, nu. Nu. M-a întrebat Codruz dacă aș vrea. Nu, da. Mi-a zis pe cine preferi din cele trei. Și am spus ca iubită, da. Clar, Adriana. Și după aia m-a întrebat, ok, dar ca amantă. Și am spus ca amantă dintre cine și cine? Dintre Antonia și Adriana. Și am spus clar, Antonia, nici de cum Adriana. Că Adriana, după Adriana, ce aș chema-o dacă n-ar răspunde Antonia gen. Dar eu n-am nevoie de amante sau ceva de genul ăsta. Dar a zis că ar avea loc, ar avea loc și Antonia ca iubită. N-am spus că ar avea loc. Ai zis, depinde cum luptă și dacă luptă. Dar n-am spus că ar avea loc Antonia ca iubită, n-am spus chestia asta. Vezi, am spus, dacă îi place, să lupte. Dar să nu lupte aiurea, gen... Dacă am râzi așa când vorbești, că îmi place să te curteze. Ia uite, s-a înroșit Adelina. Nu e adevărat. Că-ți cunoaște fața aia. Știi că tu ești baza. Fundația tu ești. Dar și baza asta, că a venit și o limită la ea într-o zi, Radule, să vezi tu atunci. Păi da, n-am făcut nimic pe mine, nu te certa cu mine acum pe degeaba. Bine. Îmi place măcar că Antonia n-a zis nimic. Ce vreți să vă mai spun? Nu zice nici da, nici nu. Dar ce vreți să vă dar mai spun? Dar nu e nimic, vorbeam ca între oameni, înțelegi? Dar nu știu de ce s-a dat, vorbeam așa. Bă, proastă eu că nu știu să vorbesc ca între oameni. Nu, de asta te bucuri când face câte... Nu mă bucur deloc. Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici sau aici.